Bună ziua, sunt Monica Mihai și vă prezint știrile. Este miezul zilei. Haideți să vedem titlurile orei. Plafonarea tarifelor RCA va fi prelungită cu încă 3 luni, a anunțat premierul Marcel Ciolacu în timpul ședinței de guvern de astăzi. Selectarea candidaților pentru alegerile locale provoacă tensiuni în teritoriu, în timp ce PSD și-a validat deja lista de la PNL. Alin Nica, care tocmai a fost demis din funcția de șef de filială Timiș, anunță că vrea să meargă mai departe într-un fel sau altul. Magazinele nu vor fi închise pe timp de weekend, este anunțul premierului Ciolacu, după ce au existat solicitări în acest sens. Baza militară Mihail Cogălnicianu a fost adusă în discuție de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. El a spus că activitățile NATO din regiunea Mării Negre pregătesc aliații pentru un eventual conflict cu Rusia. Plafonarea tarifelor RCA va fi prelungită cu încă 3 luni, a anunțat premierul Ciolacu în timpul ședinței de guvern de astăzi. Totodată, șeful executivului a mai spus că se va menține și plafonarea prețurilor energiei și gazelor până în primăvara lui 2025. Prelungim cu încă 3 luni plafonarea tarifelor RCA până la 30 iunie. Vrem să combatem acest risc de creștere excesivă a prețurilor din cauza dezechilibrelor produse anterior pe această piață. Și să dăm o mână de ajutor românilor, cum a făcut recent ASF-ul și a redus serios asigurarea RCA în cazul transportatorilor. Horia Constantinescu și-a dat demisia din funcția de șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului pentru a se putea dedica în totalitate campaniei electorale. El a intrat în cursă pentru primăria din Constanța din partea PSD. De asemenea, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al socialdemocraților, vizează funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Sunt doar câțiva dintre candidații validați în ședința liderilor PSD. Totodată au fost confirmați cei care intră în cursă pentru sectoarele 2 și 5 și s-a decis alianța electorală cu PNL în capitală, în Bacău, Brașov și Timiș. După 2 ore de discuții, socialdemocrații și-au ales candidații pentru alegerile locale din iunie. Domnul Hopincă la 2 și la sectorul 5, domnul Adrian Vigheciu. Cristian Popescu Piedone, susținut de Aur, ar putea să fie o problemă pentru domnul Cârstoiu? N-am auzit de această problemă. Eu cred că domnul Cârstoiu va fi primarul general al capitalei. Cătălin Cârstoiu va fi candidatul independent susținut de coaliție pentru primăria capitalei. La sectorul 1, coaliția îl sprijină pe liberalul George Tuță, la 2, pe Rareș Hopincă de la PSD. În luptă pentru sectorul 3, intră actualul primar Robert Negoiță, care va fi susținut de PSD. La 4, Daniel Băluță, actualul primar PSD, va avea sprijinul și al liberalilor. La sectorul 5 intră în joc un social-democrat, Adrian Vigheciu, iar la 6, edilul actual liberal, Ciprian Ciucu, va fi candidatul. În teritoriu, mai exact la Brașov și la Bacău, PSD și PNL vor avea candidat comun la primărie, dar candidați diferiți la Consiliul Județean. Trebuie să aleagă un candidat comun pentru primărie, trebuie să facă diferența între cei doi candidați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și apoi să aleagă sau nu și lista comună pentru alegerile europarlamentare. La prima vedere și poate și la a doua vedere și la a treia vedere e un pic schizoid această postură în care e pus cetățeanul. Ședința Consiliului Politic Național al PSD a dus la validarea mai multor socialdemocrați în teritoriu. Dacă la Cluj încă se mai așteaptă după sondaje, la Constanța, pentru primărie, a fost validat președintele ANPC Horia Constantinescu, iar pentru Bacău, Valentin Ivancea. La Consiliul Județean Buzău, actualul purtător de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, este candidatul validat. După ce a fost demis de la șefia filialei PNL Timiș, Alin Nica anunță că vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean, funcție pe care o deține în prezent. Nica ia în calcul mai multe variante, fie să candideze drept independent, fie în cadrul unei alianțe de dreapta. Anunțul îl va face cel târziu la începutul săptămânii viitoare, după cum a spus chiar el la emisiunea Vocile care contează. Avem Alianța Dreapta Unită, din care fac parte și USR-ul și PMP-ul și Forța Dreptei. Am varianta de independent, este și reperul. Sunt pe partea dreapta eșichierului politic câteva variante pe care trebuie să le analizez în perioada următoare. M-am consultat în seara aceasta cu colegii, voi face în viitorul apropiat discuții inclusiv cu cei pe care vi-am menționat și la sfârșit o să iau o decizie. Cel târziu, la începutul săptămânii viitoare, voi anunța decizia.
Magazinele nu vor fi închise pe timp de weekend. Premierul Marcel Ciolacu susține că decizia nu este una oportună, mai ales că românii și-au făcut un adevărat ritual din a merge la cumpărături sâmbătă și duminică. Proiectul de lege care prevede ca supermarketurile și hipermarketurile să fie închise în weekend de la ora 13 a atras nemulțumirea oamenilor. Cu ce v-avem culca? Cum v-avem? Păi cei care lucrează până târziu, unde se mai duc? Nu va fi convenabil să vă treziți sâmbătă dimineață sau duminică dimineață de vreme să mergeți la cumpărături la primele ore? Eu oricum mă trezesc de vreme, dar mă gândesc și la celelalte persoane care pur și simplu lucrează până târziu în timpul săptămânii și preferă să facă cumpărăturile în weekend. De obicei, în prima parte a zilei sunt la muncă, iar seara e destul de târziu și obositor să-și mai facă cumpărăturile, deci cred că fiecare persoană în weekend preferă să profite de moment să-și facă cumpărăturile. Ați fi de acord cu povestea aceasta, cu închiderea magazinelor la ora 13? Nu. În weekend? Nu, mi se pare exagerat. Este o inițiativă, ca în weekend magazinele se închidă după ora 13. Ați fi de acord? Nu. De ce? Pentru că oamenii merg cel mai des la cumpărături în weekend. Ați găsit pe cineva care e de acord? Dacă în timpul săptămânii lucrăm, rămâne weekendul pentru cumpărături și alte treburi casnice. Ați fi de acord să se închidă în weekend magazinele? Probabil duminica, poate sâmbătă să aibă program scurt, cum am mai văzut în alte țări. Ar fi un mare inconvenient, dar sunt și conștientă că în majoritatea țărilor din Occident așa se practică și toți închid magazine weekend-uri. Dar pot să zic că am suferit când am fost în situația să nu am magazine deschise în weekend. Explicația vine din faptul că în cele două zile de weekend, românii vor să împuște doi iepuri deodată. Shoppingul de weekend a ajuns un adevărat ritual pentru foarte mulți români și nu se abat de la acest ritual. Să ne gândim că oamenii au adoptat treptat un model, un pattern de consum, îmbinând cumva utilul cu plăcutul. Pe lângă faptul că își fac cumpărăturile necesare, se mai opresc la o terasă din mall împreună cu copilul, accesează diferite activități recreative sau poate un film, își mai cumpără ceva de îmbrăcat. Este normal că orice restricție vine la pachet cu frustrare comportamentală, pentru că întotdeauna când iei omului ceea ce îi place, creează o anumită frustrare psihologică și socială, dar întotdeauna trebuie să ne gândim că trebuie să venim în loc cu altceva care are aceeași priză sau care este la fel de accesat ca comportamentul anterior. Mai multe țări europene practică programul redus în weekend pentru magazine, iar oamenii au preocupări diferite în aceste zile. Se știe că danezii au în cultură acest hygge, care pune accentul mult pe relaxare, pe odihnă, pe petrecerea timpului cu familia, cu prietenii, în interior și mai ales în natură. Ceea ce nu neapărat se întâmplă în România. Cred că românii încă au foarte bine, într-un sens negativ, pământenită această nevoie de fiziologică. Pe lângă propunerea ce ține de programul magazinelor, se ia în calcul și amplasarea acestora la periferia orașelor. Însă, deocamdată, ambele subiecte sunt analizate de guvern până la următoarea discuție cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine. O masă de aer cald a adus în România particule de praf saharian. Primele semne au fost deja văzute în estul țării, la Constanța mai exact, iar valul de praf saharian, care a ajuns deasupra Mării Negre și a Ucrainei, se deplasează către vest. De altfel, vânturile fierbinți din Africa transportă de câteva ori pe an cantități impresionante de nisip din Sahara pe continentul nostru, iar uneori cerul poate căpăta chiar o nuanță roșie strălucitoare. Vapatul va fi interzis în spațiile închise, precum localuri sau instituții. Legea care interzice fumatul oricărui tip de țigări în interior, inclusiv a celor care se încălzesc printr-un dispozitiv special, a fost promulgată de președinte. Actul normativ interzice și vânzarea către minori a țigărilor electronice, dar și a dispozitivelor de vapat cu sau fără nicotină. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Felicia Macaleț.
Comercianții nu au voie să vândă niciun fel de produs din domeniul țigaretelor sau a dispozitivelor de vapat cu sau fără nicotină adolescenților, mai exact persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. De asemenea, dispozitivele de fumat nu mai pot fi comercializate prin automate și nici comandate prin livrare la punctele securizate de ridicare a coletelor. În cazul în care dispozitivele de fumat au fost comandate prin curier, coletul va trebui să aibă tipărit mesajul: atenție, acest pachet conține produse din tutun sau produse care conțin nicotină, a se verifica vârsta clientului. În caz contrar, firmele riscă amenzi de până la 20.000 de lei. În plus, țigările electronice, dispozitivele de vapat, au fost interzise inclusiv la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun sau la locurile de joacă pentru copii. Nu sunt fumătoare personal, dar mi se pare mai corect așa. Adică minorii nu vor mai putea cumpăra nici acele țigarete care sunt cu aburi sau cu... Mi se pare mai bine pentru ei, sincer. Sunt foarte dăunătoare și n-ar fi bine de la o vârstă atât de mică să înceapă. Ai văzut copii fumând astfel de lucruri? Da, foarte des. Sunteți fumătoare de țigări electronice sau diverse? De țigări electronice nu, nici de țigări, decât de vape fără nicotină. Și știi că nu vei mai avea voie să le cumperi pentru că a fost dată o lege care nu permite vânzarea lor minorilor? Aia e acum, un mic sacrificiu pentru sănătate, ce pot să zic. Teoretic e o lege destul de bună pentru sănătatea copiilor, mai ales că doar adolescenții fumează așa ceva. Cum ți se pare ideea faptului că nu mai e voie de fumat la interior, orice tip de țigări, chiar... Nici cele încălzite. Nu există. Asta e pe bune? S-a dat lege? Da. Cum ți se pare? O lege nașpa. Nu-mi place. Odată la jumătate, două oră, e 10 minute, mă întorc înăuntru, n-am ce să fac. Mai fumez pe ascuns, așa, poate nu vede nimeni. Că nu miroase așa rău. Absolut orice poate provoca dependență ar trebui interzis minorilor, că nu sunt capabili să aleagă în cunoștință de cauză. Mi se pare că o investiție în sănătatea populației. Încălzirea globală a schimbat rotația Pământului și a redus totodată timpul pe care îl au oamenii la dispoziție. Adăugarea în 2026 a secundei bisecte ar putea fi amânată până în 2029. Această secundă a fost adăugată pentru că în ultimele decenii Pământul și-a redus ritmul de rotație. Atracția gravitațională a Lunii și a Soarelui, diversele mișcări atmosferice, variațiile calotelor glaciare sau cutremurele au fost printre principalele motive. Acum însă, din cauza încălzirii globale și a topirii calotelor glaciare, Pământul și-a accelerat rotația. Din acest motiv, specialiștii au decis ca secunda de corecție să fie adăugată în 2029. Cum însă comunicațiile, calculul în rețea, poziționarea și piețele financiare au nevoie de un interval de timp consecvent, secunda bisectă ar putea provoca efecte în lanț. De exemplu, în 2012, serverele mai multor site-uri, precum LinkedIn, Reddit sau Gizmodo, au picat. Se scumpesc ouăle chiar înainte de Paște, peste tot în lume. De ce anume, vă spun imediat în jurnal. Premierul Republicii Moldova, Dorin Receanu, este mulțumit de reforma justiției și de lupta anticorupție din țara lui. Într-un interviu acordat Euronews, șeful executivului de la Chișinău îi îndeamnă pe procurori, judecători și angajații din instituțiile publice din România să vină să lucreze în Republica Moldova. Țara își propune să devină membru al Uniunii Europene până în 2030. Mai avem foarte mult de lucru ca să curățăm procuratura și judecătorii de procurorii și judecătorii corupți. Prin ce se manifestă această corupție a unor judecători și de ce nu sunt reținuți? Există rezistența la alți judecători care trebuie să asigure condamnarea foștilor colegi sau actualilor colegi. Am deschis concursuri și eu personal și toată lumea mergem și invităm procurori, judecători, din dar România. și alt gen de angajați publici să vină la Chișinău și să-și asume anumite roluri. Inclusiv din România? Inclusiv din România. Și aveți deja? Și mai ales din România. Activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre sunt menite să pregătească aliații pentru un eventual conflict cu Rusia, asta a spus ministrul rus de externe într-un interviu pentru RIA Novosti. În context, Sergei Lavrov s-a referit la modernizarea bazei aeriene Mihail Cogălnicianu de la Constanța.
Extinderea bazei aeriene românești este încă o dovadă că NATO continuă să militarizeze fără limite Europa de Est și regiunea Mării Negre, a spus ministrul rus de externe. Moscova a promis să monitorizeze acțiunile României, să evalueze riscurile emergente și să le ia în considerare în planificarea militară. Rusia este deranjată de programul care prevede modernizarea uneia dintre principalele baze militare ale armatei române, dar și de locul în care există cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre. Guvernul a alocat 2,5 miliarde de euro pentru proiectul care va transforma baza Mihail Cogălnicianu din județul Constanța în cel mai important amplasament NATO din Europa. Oficialii ruși au subliniat că nu vor ignora acțiunile care sunt potențial periculoase pentru interesele Moscovei. În același timp, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va ataca NATO. Вот в 2020 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация 72 миллиарда. И мы что, вот имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред. Unul dintre motivele invocate de Rusia pentru invadarea Ucrainei a fost intenția Kievului de a adera la NATO. Războiul pornit de Putin în estul Europei a făcut însă mai multe state să renunțe la neutralitate pentru a fi parte a blocului militar nord-atlantic. Este vorba despre Finlanda, care împarte cu Rusia o graniță de 1300 de kilometri, și Suedia, care are ieșire la Marea Baltică. Între timp, Rusia lansează în continuare atacuri dure asupra Ucrainei. Harkovul a fost bombardat de două ori în mai puțin de 24 de ore. Mai mult, armata rusă ar fi folosit de data aceasta un nou tip de rachetă. Având în vedere situația complicată de pe front, președintele ucrainean a cerut din nou Occidentului avioanele F-16 și sistemele Patriot. Kievul susține că, cel mai probabil, Rusia a folosit un nou tip de rachete pentru a ataca Harkov. Este vorba de două proiectile teleghidate lansate din aer. Peste 10 clădiri au fost grav avariate, toate în cartiere rezidențiale. Ce-o lejale resca șum, timnata, pâl, văzah. La nici 12 ore, armata rusă a lovit din nou, de această dată cu drone. Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, este aproape de front și a fost ținta frecventă a armatei ruse. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că ce s-a întâmplat în Harkov demonstrează din nou că Occidentul trebuie să grăbească livrările de muniție. Consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și accelerarea livrărilor de F-16 către Ucraina sunt misiuni vitale, a scris Zelensky pe o rețea socială. Președintele ucrainean a mai spus că, citez, nu există nicio justificare rațională pentru a explica de ce Patriot, care sunt multe în lume, încă nu acoperă cerul Harkovului. La scurt timp, Vladimir Putin a spus că situația de pe front nu se va schimba dacă Ucraina va avea în dotare avioane F-16. Și noi vom uncitaje maximalită, tak же как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового. F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. Occidentul însă este hotărât să susțină Ucraina. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a anunțat că va merge săptămâna viitoare în Franța, unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron pentru a discuta, în special, despre sprijinul acordat Kievului. Autoritățile americane au confirmat moartea a doi dintre cei 6 oameni dați dispăruți după prăbușirea podului din Baltimore. Operațiunile de recuperare continuă, însă misiunea scafandrilor este extrem de dificilă din cauza resturilor metalice care au ajuns în apă. Trupurile celor doi bărbați au fost recuperate de scafandri dintr-un camion găsit la 7 metri adâncime. Victimele aveau 26, respectiv 35 de ani. Shortly before 10 a.m., divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle. Autoritățile au declarat că operațiunile de căutare și salvare s-au transformat acum în misiuni de recuperare. Celor 4 oameni încă dispăruți nu li se mai dau șanse de viață la aproape 48 de ore de la tragedie. In coordination with our FBI partners, we've determined the countries of origin of those that are presumed deceased to be Mexico, Guatemala, El Salvador, and Honduras. Oficialii trag un semnal de alarmă asupra efectelor economice cauzate de prăbușirea podului. The collapse of the Key Bridge is not just
a Maryland crisis. The collapse of the Key Bridge is a global crisis. The national economy and the world's economy depends on the port of Baltimore. The port handles more cars and more farm equipment than any other port in the country. Din cauza prăbușirii, portul Baltimore, unul dintre cele mai importante din Statele Unite, înregistrează pierderi semnificative în fiecare zi. 15.000 de oameni lucrau direct în activități portuare și alți 140.000 contribuiau cu diverse servicii pentru acest port. Podul, înalt de peste 350 de metri și lung de peste 2 km, s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți. Tragedia s-a produs după ce o navă cargo a intrat într-unul dintre pilonii de susținere ai podului. Premierul israelian spune că o incursiune terestră în Rafah nu este un pericol pentru civili. Într-o întâlnire cu congresmeni americani, el a declarat că palestinienii se vor putea retrage din calea luptelor. Loviturile armatei statului evreu continuă însă și cel puțin 4 oameni au murit în urma raidurilor aeriene chiar în orașul din sudul fâșiei Gaza. Premierul israelian a încercat să liniștească temerile administrației Biden cu privire la o incursiune terestră în Rafah. Armata israeliană susține că 4 batalioane Hamas s-au refugiat acolo și consideră că este nevoie de ofensivă la sol pentru a le elimina. Victory is within reach. It's a few weeks away. Now we are told, this is it, last point. Now we are told, you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, 30,000 dead. 30,000. Civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true. Orașul de la granița cu Egiptul găzduiește acum 1,4 milioane de palestinieni, majoritatea refugiați din calea luptelor. Statele Unite și alte țări au avertizat asupra unei calamități umanitare dacă Israelul lansează o ofensivă. Armata statului evreu și-a continuat loviturile aeriene, iar la Rafah au fost înregistrate victime. كنا امنين في البيت هيك قد ما سمعنا غير صوت انفجار شديد هز المنطقه يعني فتوجهنا للمكان هذا لقينا الاشلاء موجوده على الارض ناس معلقه زي ما انتم شايفين هي اثار الدماء معلقين كانوا نازلين من السقف. Chiar dacă o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU cere pentru prima dată încetarea focului în Gaza, reprezentanții palestinienilor nu cred că Israelul o va respecta. اختبر الامر خلال ال 48 ساعة القادمة مدى إلزامية هذا القرار والتزام هذا الاحتلال به أم لا ومن المتوقع بصراحة أنه هذا الاحتلال لن يلتزم. Încetarea focului ar facilita eliberarea ostaticilor, dar și livrarea de ajutoare umanitare în enclavă. Asta în condițiile în care organizațiile internaționale avertizează că în Gaza situația este disperată. We desperately need the conditions to get access every day to be flooding this area with food assistance if we're going to prevent famine, prevent further death, prevent wasting amongst children, prevent really the desperate situation that is already in place. Războiul din Gaza a fost declanșat după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie anul trecut. Atunci circa 1200 de israelieni au murit și 250 au fost rătiți, iar 100 sunt încă ținuți ostatici de militanți. Potrivit Ministerului Sănătății din Fâșie, controlat de Hamas, mai bine de 32.000 de palestinieni au fost uciși în conflict. Prețul ouălor a atins cote aproape istorice în mai multe părți ale lumii, pe măsură ce se apropie sărbătoarea Paștelui. Este efectul mai multor factori, precum gripa aviară, cererea mare și creșterea costurilor pentru fermieri. Pentru al doilea an consecutiv, consumatorii se confruntă cu prețuri extrem de mari ale diverselor produse alimentare, dar mai ales ale ouălor, care joacă un rol esențial în tradițiile și pregătirea meselor festive. Catolicii, protestanții și alte rituri creștine se pregătesc să celebreze în aceste zile Paștele. Eggs have been in a bit of a wild ride with regards to egg prices over the last couple of years. Currently, a dozen grade A large eggs are selling for an average of $2.99. That is 30% lower than the same time last year when they were selling for $4.20.
But they're still 50% higher than 2 years ago. Una dintre cauzele majore este gripa aviară, care a afectat crescătoriile de păsări din Europa, Africa și Asia în ultimii ani. Numai în 2022, la nivel global, au murit peste 130 de milioane de păsări din cauza acestei boli respiratorii mortale, spune Organizația Mondială a Sănătății. Profiturile fermierilor au fost profund afectate, în contextul creșterii inflației și al costurilor tot mai mari pentru creșterea animalelor. The margins are so small that you're basically you might not lose the money, but you won't make enough to make a living. Există însă și vești bune. It's tough to say how this outbreak is going to continue and unfold over the next couple of months. But in the medium to longer term, we can't expect the price of eggs to come down. Once the virus has sort of run its course. Vremea rea și războiul Rusiei în Ucraina au contribuit și ele la situația dificilă a fermierilor și implicit la creșterea prețurilor. Prima doamnă a Americii a scris o carte pentru copii despre Willow, pisica de la Casa Albă. Jill Biden povestește în carte cum a ajuns felina să locuiască la Casa Albă. Pisica a sărit pe scenă în timp ce prima doamnă ținea un discurs la o fermă din Pennsylvania în 2020. Jill a îndrăgit-o atât de tare încât soțul ei a decis să o adopte. Cartea despre pisica de la Casa Albă va apărea în iunie, cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale. Willow este singurul animal de companie care locuiește în prezent la Casa Albă, după ce doi ciobănești germani au fost trimiși la o altă reședință a soților Biden pentru că îi mușcau pe agenții serviciului secret. Mașinile zburătoare sunt tot mai aproape de a deveni o realitate. Asta după ce tehnologia care stă la baza primei mașini zburătoare din Europa, modelul slovac Aircar, a fost vândută unei companii din China. Aircar a efectuat primul zbor interurban în 2021. Întreaga călătorie a durat 35 de minute și s-a terminat în aplauzele spectatorilor și curioșilor pe aeroportul internațional din Bratislava. Viteza maximă pe care o poate atinge modelul este de 170 de km pe oră, iar autonomia sa este de 1000 de km. O bufniță care a zburat mai bine de 3 decenii deasupra castelului Warwick din Marea Britanie și a reprezentat principala atracție pentru turiști, se va retrage din activitate, au anunțat oficialii locali. Bufnița va fi pensionată și în locul ei va fi adus un exemplar mai tânăr. Bufnița a apărut inclusiv în cadrul unui documentar de televiziune, Zborul Șoimului, cel mai vizionat spectacol cu păsări de pradă din Regatul Unit. Potrivit reprezentanților castelului, bufnița va efectua ultimul zbor deasupra monumentului istoric în timpul sărbătorilor de Paște din această săptămână. Mai mulți pacienți care suferă de demență dintr-un centru de îngrijire din Australia apelează la artă pentru a trece mai ușor peste această afecțiune. Printre activitățile cele mai răspândite se numără pictura, dansul, dar și teatrul. Personalul care se ocupă de centrul de îngrijire spune că pe parcursul celor 12 luni de la inițierea proiectului au fost înregistrate deja mai multe rezultate pozitive. Printre acestea se numără creșterea stimei de sine, a încrederii, dar și dorința pacienților de a fi activi și de a se implica mai mult în viața comunității. Centrul de îngrijire intenționează acum să documenteze rezultatele pentru a ajuta și alte instituții să-i calce pe urme. Acestea au fost știrile orei 12 la Fix. Vă așteaptă colega mea Andreea Gurban cu ultimele informații. Între timp, ne puteți citi și pe site-ul nostru euronews.ro.